Volebaliștii de la Unirea Deci vor da piept în finala mică a campionatului pentru medaliile de bronz cu Dinamo București. S-au stabilit partidele pentru primele trei poziții ale clasamentului diviziei A1 la volei masculin. După cele trei înfrângeri înregistrate în fața celor de la Remat Zalău, echipa de volei Unirea Deci va lupta pentru medaliile de bronz cu Dinamo București. După cele două înfrângeri înregistrate săptămâna trecută în fața celor de la Tomis Constanța, volebaliștii dinamoviști erau obligați să obțină victoria pe propriul teren pentru a reintra cu șanse în lupta pentru finala mare a campionatului. Însă în cea de-a treia partidă a semifinalelor, dinamoviștii nu au reușit să facă față constanțenilor, care s-au impus la capătul a 5 seturi disputate, scor final 2-3 pentru Tomis, care reușește astfel să obțină calificarea în finala mare a campionatului, unde vor întâlni campioana României Remat Zalău. În finala mică pentru locul 3, Unirea Deci va întâlni pe Dinamo București, echipa pe care a reușit să o învingă la Deci în turul campionatului cu scorul de 3-2. Primele 3 locuri ale clasamentului divizei A1 la volei masculin vor fi decise după sistemul cine obține 3 victorii din 5 meciuri. Astfel, în 4 respectiv 5 aprilie, Remat Zalău va întâlni pe propriul teren pe Tomis Constanța în finala mare a campionatului, în timp ce echipa condusă de Victor Lazar va juca în deplasare cu Dinamo București pentru locul 3. Partidele retur vor avea loc pe data de 17 respectiv 18 aprilie.